Bună seara, fetelor! Mă numesc Baraba Știmea, sunt master trainer Prebirth și să vedem noutățile. Aici deja colegele mele au întârziat puțin, un pic, dar o meritat. Haideți să vedeți de ce am întârziat. Am desfăcut aici toate nuanțele ca să nu fie doar pe palete, să le vedeți cât mai live în ghilimele. Nu știu, ați așteptat momentul acesta ca să vedeți noutățile noastre? Larisa a intrat. Bună, Larisa! Puțin o să mai vorbim acum despre noutăți, până intre toată lumea, să vedeți cam despre ce este vorba. Aici sunt culorile Brush & Go, aici. Acum, haideți să vorbesc puțin despre culorile designer. Toată lumea se panichează și se sperie când văd nuanțele de neon, că deoarece au ieșit. Dar, fetelor, dacă le combinați cu un pic de culoare, gen, facem acum, vin sărbătorile, vom face brăduleți, globuri, știți ce ne place maxim. Dacă aplicăm un pic din nuanțele de neon, o să arate super bine. Deci, oricum, o să vă pregătesc pe... Încerc pe săptămâna viitoare să fac un model de Crăciun și să adaug... din gelurile astea cu nuanțe neon din designer și o să vedeți, este o mare diferență și fiind așa mai cremoase și mai pigmentate, arată foarte bine combinate cu un Brush & Go, de exemplu. Cine e cu noi? Da, deja Mihaela Maftei, Laura Silaghi. Ciao, Miha! Ana Maria. Bună, fetelor! Ați așteptat momentul să vedeți noutățile? Putem să mergem mai departe? Haideți să vedem. Aici o să fie ajutorul nostru, Maxim. Ta-dam! Haideți să vedeți. Pentru mine, cel puțin, e o salvare, să zic așa. Este vorba despre matrița de la ștampilă cu modele de Crăciun. Cum toată lumea se grăbește puțin de Crăciun, nimeni nu are timp, avem foarte multe cliente, putem să folosim, știți foarte bine, cu designerul. S-au apărut acum și lacurile noi pentru cine folosește cu lacuri, cine folosește cu geluri, puteți să folosiți tot așa cu designer alb. Sunt modele foarte drăguțe. Acum nu știu cât de bine se vede așa cu folie, se vede bine? Da, să dați jos folia, nu ca și mine la început. Deci prima dată când au adus fetele și zic, nu știu, dar nu știu ce o să facem cu astea, că nu funcționează. Și am pus și zic, nu știu de ce nu intră și după aia mi-am dat seama că folia, deci da, există o folie de aceea. Bine, acum bănuiesc că toată lumea știe, deja ați încercat. Acum, ce îmi place mie încă foarte, foarte mult, deși nu sunt mare fan al acții build-urile, că doar pentru ce facem cursuri de perfecționare dacă lipim doar acții build-uri, dar vine o perioadă foarte aglomerată și o să fie de folos. Aici o să vedeți diferența între autocolantele astea și pe care le-am avut mai de mult, este că nu mai are folie deasupra. Oricum o să fac un model, dacă ești drăguță, ca să arăți aici modelele la fete pe care le-am testat. Aici am folosit noutățile și în seara aceasta o să vi-l prezint unul dintre modelele astea, ceva de genul, ca să vedeți cum e autocolantul și vom pune un mic design cu designerul alb. Vom face un cat eye silver, care eu am pregătit aici. Chetaiu. Deja colega mea are pe manicura ei, deja am făcut-o așa, cu un chetai silver. Eu zic că foarte multă lume iubește și chetaiu, numai dacă tu nu le ai sau tu nu le-ai făcut, nu vede, nu poate să-și imagineze ce e un chetai. Sau dacă îi arăți o poză, totuși nu e aceeași lucru când vede live. Deci este de ajuns, faci un tips și pui acolo în față, e foarte de efect. Foarte frumos se vede și merge foarte rapid. Acum cred că bănuiesc că toată lumea își dorește modele ca să fie cât mai rapide. Vorbiți cu mine. Bine, haideți să trecem mai departe. Acum, întrebările, sper să aveți întrebări. Totuși vreau să mă întrebați și legat de produse, prețurile și așa mai departe o să le găsiți pe site.
Eventual, mâine dimineață, probabil, colegele mele vor răspunde și la întrebări legate de preț, unde le găsiți și așa mai departe. Acum să vorbim strict despre materiale, cum să le folosim, ce se folosește, cum se combină. Eu aș vrea mai mult să vorbesc despre asta ca să știți și voi cum folosim produsele și să fiu de folos, că doar ca să zic prețurile și așa mai departe, nu cred că trebuia să vin. Ok, ce îmi place încă foarte mult este Flakes Effect Gel and Lac. Aici sunt trei nuanțe. Din asta, și asta o să folosesc în seara aceasta. O să facem o, ca și o pietricică, piatră lichidă ce a fost la modă mai de mult. Vom face ceva de genul, tot așa de efect o să fie și cum vin sărbătorile, tot mă repet, că doar știm cum este. Aici este chetaiul, adică Timi, nu trebuie să vă mirați. Sunt fete cu noi. Nu, colegele mele nu zic nimic. Hai, vreau să auzi pe fete. Da, avem aproape 300 de fete. Și la Eric, la Erica îi place foarte mult ce prezinți. Bine. Mă bucur că vreau să vă aud. Că chiar asta vorbeam astăzi cu fetele de la salon. Cum e să fii live? Și zic că toată lumea aștepta. Astăzi am avut curs la Oradea și fetele ziceau, abia aștept diseară să fii live. Și zic, da, chiar așa așteptați? Da, că e așa fain să ne uităm. Și zic eu, bine, pentru voi e foarte fain, dar pentru mine e foarte ciudat. Gen, vorbesc singură, ce tare e produsul ăsta? Deci e foarte ciudat să stai aici și să vorbești așa de una singură. Deci de-aia zic, cât mai multe comenturi ca să... Credem că nu e singura. Ok, ce este încă o noutate, că doar toate sunt noutăți, este un Nude Builder Gel Lac. Da, auziți bine, este builder, adică așa trebuie să închipuiți, o să vi-l arăt cam ce densitate are, așa trebuie să închipuiți ca și gum gelul, ceva de genul funcționează. Eu recomand pentru cliente care au unghii mai subțiri, așa de dens este. Acum, ideea este la gel la cu acesta că puteți să faceți un apex puțin mai mare decât doar cu un bon gel și puteți să piliți. Acum, pilitul să nu închipuiți că luăm o pilă 100 pe 180 și începem să pilim. Doar cu un buffer nou vă recomand să fie puțin mai dur ca să finisăm suprafața. Mie, în primul rând, îmi place foarte mult nuanța, plus de asta... Dacă totuși clienta vrea ceva mai natural, atunci nu trebuie neapărat să punem bondul și culorile, ci dintr-o mișcare, să zic așa, avem deja apex-ul și avem culoare. Dacă dorește clienta să fie doar într-o culoare, atunci folosim așa. Dacă dorește un French, putem să facem din Hypnotic Add și partea de French. Tot așa necesită bondul înainte și topul, bineînțeles. Astăzi deja fetele de la curs au fost foarte încântate și au și cumpărat. Sunt prezente și fetele da. De la curs. Delia. Ceau, Delia. Ia, eu sunt așa, un mânuș. Da, agenda. Care vă place mai mult? Da, așteptăm de spus. Pentru mine, eu am cumpărat-o deja. Da. Nu știu, ambele îmi plac, dar parcă ăsta negru e mai elegant, mai așa de Brie Bird. Nu, cum sună Brie Bird, ține, așa. Ok, să mergem mai departe. E puțin greu că eu de aici văd din spate ce avem noi aici noutățile. Aici sunt gelacu. Aici, în afară de asta, bine, astea hai să pun le un pic așa mai în spate. Deci astea sunt brush and go gelacuri. Fetelor, dacă între timp aveți întrebări legate de produs, gen nu știți ce înseamnă un brush and go gel, puteți să mă întrebați. Dacă nu, atunci nu o să intru în detalii ca să nu trag timpul. Și avem aici CEU, care este un color gel, C79. Și aici mai departe avem hipnoticul, dar avem și aici o paletă și pe paleta pot să vi-l arăt. Nuanțele, deci cam așa sunt brush and go-urile de aici. Stai că vine așa. Așa, astea sunt brush and go-urile. Aici sunt brush and go gel lac. Aici.
Așa. Și avem hipnotic care începem aici, sunt nuanțele de hipnotic. Acum cred că mov o să fie. O, eu asta mi-am luat. Asta. Așa o să mă fac. Așa, exact așa. Da, deci și roșu ăsta cred că o să fie foarte tare și o să meargă foarte bine acum de sărbători. Așa pun deoparte. Și ce mai avem aici, dacă vă uitați, sunt gelurile 3D Forming. Din 3D Forming o să fac astăzi un model cu o piatră lichidă în mijloc, cum ar veni. Piatra lichidă o să fie făcut din Flakes Effect Gel and Lac și o să folosim roșu, o să folosesc. Eu deja m-am îndrăgostit. Aici este un model, dacă îi arăs la fete. Aici am făcut un ombre. Deci am făcut ombreul din nuanțele noi și am făcut din 3D Forming roșu modelul. Și aici avem Spooky. Hai, arată la fete! Avem și de Halloween. Am făcut un Spooky în el. Ideea este că am folosit praful nostru. Ta-dam, ta-dam! Pe care ați așteptat de mult aici și a venit. Praful unicorn. Deci asta a fost ideea. Am făcut un spookinel cu praful unicorn și lângă am făcut un unicorn. Nu știu dacă ați văzut. Deci fetele când au văzut tipsurile au zis, da, adică Timi. Adică da. Și aici am folosit unicornul. Aici un degrade am făcut din 25 cu 6. Brush and Go și primul este doar Brush and Go numărul 6 și asta o să vi-l prezint. Cum vi se pare? Avem o întrebare, dacă cu Nude Builder Gel poți face construcție? Acum, dacă vorbim despre asta, atunci nu. Asta este un gel lac, deci este din gama gel lac, scrie aici jos. Este doar pentru întărirea unghiilor naturale, nu este pentru construcție. Și ce este un brush and go? Brush and go, acum, în mare o să... Și gel și gelac, eventual. Da, deci este, aici sunt brush and go, astea sunt geluri colorate, asta înseamnă că aplicăm într-un singur strat și rămâne cu suprafață lucioasă. Exact aceeași lucru este și la gel lac, doar diferența, după cum știți, la gel lac trebuie să aplicăm bază și top. Acum, brush and go gel lac nu mai necesită nici bază, nici top. Un singur lucru pe care trebuie să folosim înainte este o soluție scrub, se numește, este o soluție pentru degresarea unghiilor, 3 în 1, este așa albastru. Deci dați cu un buffer, ștergeți cu scrub-ul și după aceea aplicați direct culoarea. Acum, majoritatea acoperă într-un singur strat la, și la gel la brush and go. Dacă vedeți cumva că nu acoperă foarte bine, atunci puteți să folosiți un strat când aplicați. Țineți 10-15 secunde în lampă LED și pe urmă reveniți cu încă un strat. Da, deci așa mare am zis. Ok, și ce, despre ce nu am vorbit este aici builderul, color builder negru. Acum, fetele care au fost la curs la Oradea au văzut cum funcționează și mai sunt fete probabil care au fost și la curs la forme extreme. Eu, sincer, le ador, mie foarte mult îmi plac gelurile astea de construcție colorate, merge foarte rapid. Și, sincer, și când dați jos, să nu închipuiți așa că este un gel colorat, ca și un brush and go, să zic. Când începi să dai jos, praful de la gelurile colorate builder sunt tot așa albui praful, deci foarte puțin este colorat. De aceea nu pigmentează așa sau nu prinde unghia cum ar veni, oricum avem ca și bază bondul. Ok, aici sunt kiturile pe care știți că puteți să le găsiți la un preț mai avantajos. Nu știu, cred că se vede. Ok. Haideți să începem atunci, cum v-am promis. Stai să iau de aici. Așa. Deci vom începe cu praful unicorn. Sunteți încântate de praf? O, ce bine, acum măcar văd. I love hypnotic și eu, Timea.
Îmi place așa să văd. Nu știam că există magazinurile pentru în Constanța. Nici eu. Glumesc. Bine. Haideți să vedem. Arată foarte, foarte, foarte bine. Deci toată lumea atât de mult a așteptat praful ăsta, cred că... Deci atâta mesaje și întrebări și am fost sunate și când apare... Deci chiar am zis că deja noi eram foarte încântate și așteptam foarte mult să apare. Ciao, Moni! Te văd! Bine, o să aplic acum pe un alb. Sincer, de curiozitatea mea, că acolo ați văzut deja am pus și pe roz și albastru combinat cu roz. Acum vreau să văd și pe alb, că mă tentează ori alb, ori de la Hipnotic. Îmi place maroul ăla deschis pe care o să fac. Bine, haideți să vedem. Cu ce aplicăm culoarea, fetelor de la curs? Cu ce aplicăm brush and go? Vreau să văd, nici nu vi-l arăt până nu-mi ziceți. Haideți, mai interactiv, mai rapid. Și nimeni nu zice nimic. Mai aștept, o secundă. Cu ce aplicăm culoarea brush and go? Ce pensulă folosim? Deci dacă nu-mi răspunde nimeni... Închidem live-ul. Închidem live-ul, gata. Nu mai vorbesc cu voi. Își caută notițele. No, bine, ciao, nu răspunde. Pensula... Limba de pisică, așa. Cum numim? 3D. 3D art folosim. Așa, deci chiar sunt mândră de voi. Știu că toată lumea știe, nu? Și mai putem să folosim Coty. Eu nu folosesc pentru că este cu păr mai subțire, chiar dacă este din păr natural și nu este atât de moale ca și 3D art-ul. Acum 3D art-ul este din păr natural, este foarte moale și o să vedeți acum cât de frumos putem să aplicăm. Pensula nu ștergem cu nimic, nu știu, tot timpul mă repet, deci cine m-a auzit deja de 100 de ori că nu curățăm, să mă ierte, dar tot timpul sunt fete noi și tot timpul trebuie să mă repet un picuț. Nu ștergem doar cu un șervețel uscat, nu curățăm cu cleaner, nu folosim niciun fel de produs, chiar dacă sunt produse care spun că îi pentru curățarea pensulelor, nu curățăm cu nimic. Dacă am folosit o culoare mai închisă, nu este nicio problemă, putem să folosim o nuanță deschisă. Acum o să vedeți că am folosit mauve și nu lasă nicio urmă pe alb, în schimb iese pe partea cealaltă, vedeți? Deci pe asta șterg pur și simplu și merg mai departe. Deci se vede cât de frumos se întinde și ați văzut, un singur strat am pus. Foarte frumos acoperă și fără nici o urmă. Mai ales albul. Sincer, eu mă bucur că am ales albul, că de obicei albul e mai pretențios și e mai greu de aplicat. Sau sunt fete care tot întreabă ce să folosească dacă vor unghii albe într-o culoare. Și ia, uitați ce frumos. Tipsurile. Ce ziceți de tipsuri noi? Cine folosește? Eu sunt încântată. Eu sunt, deci pentru mine noutățile e ca și când un copil are jocuri noi, e wow, și aia, wow, de parcă nu sunt sute de nuanțe, dar pe noi tot timpul ne încânte ceva nou. Și cum sunt clientele, vin la noi și ai poate 100 de nuanțe și te întreabă, și ceva nou nu ai? Ba da, avem. Sper să ne uite și clientele noastre, să vadă câte noutăți avem. Bine, uscăm în lampă LED. Pentru siguranța noastră, eu zic un minut, putem să lăsăm. Și dacă lampa este LED combinat cu UV, și atunci puteți să lăsați tot așa un minut, pentru că puterea deja o să fie exact la fel. Haideți că și scot. Deci aici am tipsul. Și folosim Unicorn, cine a intrat doar acum. Îl vom folosi până aici. Așa, îl vom folosi acum eu cu degetul. Cine vrea cu aplicator se poate și așa, îi bine și nu este o chestie că nu poți să folosești sau nu poți să pui cu degetul. Ideea este să ai mănuși cel puțin. Aici este. Este părerea mea că este mai fin decât
restul și atât de frumos intră. Eu și apăs în timp ce aplic. Deci doar așa de sus în jos. Se vede cât de lucios este. Așa. Cum vi se pare? Oh, și eu, Moni! Nu, stratul este fără dispersie. Bine, eu răspund, că voi nu citiți aici întrebările. Fetele stau și se uită, dar nu citesc întrebările. Albul a fost un brașengo alb, brașengo numărul 1. Am folosit care este cu uscare lucioasă, adică fără strat de dispersie. Ok. O întrebare dacă se poate folosi și la French. Acest alb. A, albul? Nu mai știam despre unicorn sau alb vorbim. Pentru French, da, dar nu vă recomand la construcție, pentru că o să fie prea mare diferență între cover, când faci linia de zâmbet, și între alb. Deci la construcție nu. Dacă vreți să faceți de suprafață, se poate, sau dacă doriți să faceți... întreținerea, atunci puteți să folosiți. O să aplic ca și top extra topul. Acum eu vă recomand să aplicați două straturi dacă vine o clientă. Aici nu o să trag de timp, o să aplic un singur strat, sigilez vârful. Și la top, tot la fel ca și la orice gel brush and go, de exemplu, punem un strat, ținem în lampă 10-15 secunde, după care aplicăm încă un strat. Bine, bag aici. După care, asta punem deoparte, unicorn. Da, și împrăștiu peste tot. Bine, haideți să facem modelul acela mai complex, ca să nu vă rețin foarte mult și nu vreau să fiți plictisite, să facem atunci un model mai complex, că am avut mai multe idei în cap. Și m-am gândit și cel cu autocolant. O să vi-l arăt și cel cu autocolant. Poate nu facem model deasupra, numai măcar să vedeți cum se aplică și să vedeți diferența. Da, avem agenda. Aici ai agenda pe anul 2000. Fetelor, ce faceți voi? Dormiți aici lângă mine? Avem. Care vă place mai mult? Bianca? Care? Negru. Așa. La ce preț este? Prețurile le găsiți pe site. 55 de lei costă, dar toate prețurile le găsiți și pe site. Și acum ce faci? Acum, vedem. Nu vă spun, vreau să țin fetele în suspans. Acum o să fac un model mai complex ca să fie mai interesant. Neagră, uita. A, negru! Și the winner is... Neagră. Uhu! Ce faceți așa vineri seara, totuși, fetelor? Pe lângă că stați cu noi, bineînțeles. Ce altceva? Ce planuri aveți? Să știm să facem și noi niște planuri. Să vă luăm după voi. Deci, pot să zic. Da, nu, da, tu, da, fetele sunt așa, pot să zic, da, nu, deci, da, nu, ne-am da, pregătit da, și nu. Cu o surpriză mică, mică și de aici, dacă dați like și share, puteți să câștigați, trebuie să mă fac așa, ca și la teleshow, puteți să câștigați, deci dacă dați like și share, puteți să câștigați un kit de aici, dintre astea, careva. Care te mizi tu? Eu să aleg. Da. Stați să mă uit, că nici nu m-am uitat, sincer. Asta pune acolo, să vadă fetele. Să vedem, avem aici Wild Night. Eu știu care o să aleg. Pure Delight. Sau Brush and Go. Scarlet Passion. Nici nu știu care vreți. Da, și eu asta zic. Și vă zic de ce. Pot să zic de ce am ales pe ea. Pentru că ea este clienta mea și unghiile sunt făcute de mine și sunt foarte drăguțe.
Și culorile îmi plac foarte mult în kit. Mm? Ce da, ziceți? Asta deci... o să fie. Și plus că e Brush & Go. Toată lumea iubește Brush & Go, nu? Așa e, deci. Deci, Brush & Go kit-ul. Brush & Go kit, dacă da. Like și share. Și... și... o agendă. O agendă. No, care? Care vreți? Care dori? Eu zic să fie la alegere. Când extragem cine a câștigat, poate să aleagă care vrea. Da. Cred că e fair enough. Așa. Ups. Ok, eu dorim tot aici. Deci, fetelor, nu uitați, trebuie de... să dați like and și share. La live. La live. Deci... să nu faceți greșeala când cineva dă un share, să dați share mai departe. Deci strict la live trebuie să dați share. Like and share. Și o să câștigați... kit-ul. Kit-ul. Și agenda. Scarlet Passion, Brush & Go, Color Collection și o agenda la, la alegere. Tu, Diana, până arăt eu aici, poți să scoți nuanțele de aici? Nu, de aici. Să arătăm la fete care sunt. Deci... 75, care ar fi prima, de aici, da? Da, da. 75, după aceea 78. Da, asta. Și după aceea 81. Asta, când place mie. Și 82. Da, deci asta este kit-ul pe care puteți să câștigați. Ok. Deci... acum o să folosesc. Vă place culoarea mea preferată. Aia. Color. Și hai să punem și asta de aici. Deci să nu uitați despre ce este vorba. Culoarea, culoarea mea preferată e acolo. Eu mă pot să câștig. De fapt pot să dau și eu like și share. De bine, hai înapoi să arătăm la fete ce facem că doar. Pentru asta au venit. Deci, culoarea pe care o să folosesc este 83, Brush & Go. Tot așa aplicăm cu 3D Art-ul. Deci, culoarea este 83 din Brush & Go. Mai am citit ceva? Întreabă lumea de cursuri. Ce preț are un curs? Oh, ce drăguțe sunteți! Cursurile, fetelor, cursurile și detaliile, tot așa le găsiți pe site sau dacă acum nu o să primiți răspuns, o să primiți mâine dimineață când colegele mele... mâine sau luni? Mâine intră? Eu zic că mâine intră. Rezolvăm să intre mâine. Așa. Și eu lucrez, să lucreze toată lumea mâine. Da, deci o să primiți răspuns, depinde, că depinde și de curs, dacă este de construcție, dacă este de cor, nu? Și sunt cursuri de două zile, sunt cursuri care sunt doar de o zi. Deci de aia mai bine, ori intrați pe site pe www.brilleboard.ro, ori puteți să contactați numărul de telefon care este... Da, Alexandra Prodan zice că ne e dor de tine la Sibiu. Oh, și mie mi-e dor de Sibiu. Vreau să vin la Sibiu. Sibiu, Brașov. Oh, da. Acum e momentul. Vine iarna, mergem la Brașov. Și de București mi-e dor. Cum vi se par produsele? Cum vi se par nuanțele? Sunt nuanțe pe care ați așteptat? Vă plac? Bine, nu. Bine, ok, hai să vedem. Nu știu dacă de două ori am... Lidia ne întreabă de curs de perfecționare, dacă avem când. Problema este că nu știu de unde ești. Dar colega noastră o să... Colega mea o să răspundă și o să vă întrebe din ce zonă sunteți, că e mai ușor, așa decât... acum, mare pot să vă spun unde o să avem cursuri, la Oradea, bineînțeles. Eu o să am la Satu Mare, o să am la Timișoara, peste două săptămâni aproximativ, și colegele mele și ele o să aibă. Găsiți pe site și aici pe Brilleboard ne asistem, găsiți cursurile și create eventurile, deci puteți să vă uitați. Așa, deci aici avem baza, cum v-am spus mai înainte. Nu pot să las, că e urât, bine. Să murdărim asta. Da. Bine, 83 este baza. Acum, în mijloc, cum am spus, o să fac o piatră lichidă. Nu-mi place denumirea asta, piatră lichidă, dar toată lumea asta folosește.
Și cred că așa deja știm despre ce e vorba. Acum, în prima fază o să facem rama, să zic așa, deci în mijloc o să fac din designerul auriu. Ce am aici? Alina, este fază? Da, cred că este. No, Alina, e momentul tău. Cadou tău. Asta am primit de la Alina, de la colega mea, la tabără. De fapt, n-am primit, trebuie să fiu sinceră. Am cerut. Când i-am văzut, am zis că și eu vreau așa ceva. Și pur și simplu am fost așa de hotărâtă că au zis că bine ți-l dau. Și ia, vezi? O folosesc. Deci facem rama asta. Poți să mișc aici lumina. Cu pensul la zero, o să-l fac puțin mai mare ca să fie mai de efect pentru voi, ca să vedeți mai bine. Prima dată fac numai așa baza. Deci designer bronz este pensul la zero. Așa. Asta bag la lampă, puțin, rapid, pac, pac, pac. Întrebări? Momentan, nu avem întrebări. La Arad când vii, Cristina Farcaș. Ceau, Cristina. Vin la Timișoara, ne vedem la Timișoara, ce zici? Peste 2 săptămâni. Bine, am ținut doar câteva secunde, un 10 secunde este suficient. Bine că am ținut și gelul acolo cu... Așa. Trecem încă o dată. Deci Alina ți-a dat asta pentru că aveai tatuajul identic. O, da! Da, chiar că am și uitat. Uitați aici, ai tatuajul. De asta am primit. Ați văzut? Am și uitat, Alina. Bine zici tu. Fetelor. N-ați uitat de like și share? Da, da, like și share. Să nu uitați. Dacă vreți să câștigați, bineînțeles. Dacă nu, atunci... Atunci... Atunci cumpărați. Atunci le-ai tu, nu? Da, da. Fac eu cadou. Nu, nu. Deci cadou dacă... fac dacă dați like și share. Aveți la șansa. Live. Vedeți că aveți șansa să dați la live. Emil, că se panichează aici că nu o să dați la live. Ok. Ok, bine. Uitați, acum se vede și din lateral că este puțin mai înalt. Aici, așa. Băgăm la lampă. Pam, pam, pam. Una, două. E ok, avem și share, și like-uri, și vrem mai multe. Și vreau întrebări, și vreau să vorbiți cu mine, și să-mi ziceți unde mergeți, unde sunteți, dacă plouă, dacă nu plouă. La noi plouă foarte tare. Și este urâtă vremea. Da, asta nu ne oprește. Niciodată. Am pus aici tot, tot a fost pregătit. Background-ul. Am muncit aici din greu. Eu nici n-am fost acasă de dimineață, de la 8, tot aici. Am zis că am putea face aici un pat, ceva. Nici nu mai plecăm acasă. Bine, deci mijlocul, cum am zis mai înainte, o să folosim Flakes Effect-ul FE3. Și la fete plouă, la alte fete nu plouă. Așa. Așa este. Deci, practic, este ca și Chrome Flakes-ul, cine cunoaște, numai deja este mai cu un efect de diamant, să zic așa. Deci, îi lucește foarte, foarte tare și frumos. Am vrut să zic așa de sărbători, dar cred că de 100 de ori am zis deja de sărbători. O să zic că fetele că nu sunt normală. Dar acum ce să facem? Asta este... Și din Roma. Mergem în Roma. Mergem. Ce-mi place mie la Roma. Ziblada. Facem bril tour. Facem un bril tour internațional. Așa, deci aici. Și înainte să bag în lampă, o să folosesc, nu mă ajutați. Că n-am decât două. Și o lăbuță, da, dar nu mă ajută, nu m-a lăpitat lăbuța mea. Uitați,
Așa, și înainte să bag, o să pun niște sclipici din Dual Holo, negru folosesc. Poți. Așa. Deci cred că tehnica asta, ca să fie cât mai rapid și de efect, ne-a salvat flex efectul. Trei nuanțe sunt. Vi le întorc aici pătuși să vi le arătăm. Suntem mai zlecite. Să punem aici numai și să nu vedeți voi. Este 1, 2 și 3. 3-ul este ca și Russian Gold-ul. Cred că de asta... Am ales numai așa și când am văzut culoarea mea, mi-a plăcut foarte mult. Deci ca și Russian Gold-ul, acesta este ca și, nu știu denumirea exactă, mov-ul ăla care merge puțin mai purple mov. Sau Miracle. Asta e purple-ul și ăsta e Miracle-ul. Cum știu fetele, vedeți? Asta a fost un test de fapt, să văd dacă le știți. Bine, deasupra, acum, rapid, numai nu știu, mi-o că trebuie să te miști de aici când o să pun... În mijloc, o să pun în mijloc din extra top. Du-te. Deci am pus o picătură, o să vi-l arăt imediat, numai trebuie să vă mișcați foarte repede. Chiar în mijloc am lăsat picătura și destul de mare, că în momentul în care o să bag în lampă, puțin se mai lasă și atunci perfect o să intre. Sper că e perfect. Perfect, nu poate fi că doar e făcut de noi și aici se vede așa. Dacă vine aici mai aproape. Lumina asta fură de aici. Bine, ok. Am lăsat un pic să se usuce, nu o să las foarte mult timp, că de acum încolo tot o să bag și o să scot, că vom face petalele. Acum despre 3D forming. Folosiți 3D forming-ul? Cum vi se pare? Eu abia așteptam să fie și alte nuanțe, că mie foarte mult îmi place. Nu pui alea aici, să pui tipsurile alea cu 3D forming, să le lipesc. Nu le iau de aici. Așa, pune aici. Hai să vedem. Așa. Deci așa arată 3D forming-ul roșu. Și o să vedeți că o să fac tot așa niște petale în jurul pietrei. Acum știți cine o folosit sau a încercat, știți foarte bine că trebuie să puneți așa de tare este, nu este stricat. Mă mai întreba fetele că, doamne, dacă n-am văzut, am crezut că e stricat sau s-a uscat. Nu, pur și simplu este atât de tare. Trebuie să luăm din cutie și să... punem deoparte, că se usucă la aer, deci se usucă de tot și nu mai ai cum să îl formezi. Cum anunțele pe care avem noi apărute, aici este un mof mai pastel și și mai avem și alte nuanțe, după cum știți, griu, alb-negru și două nuanțe de roz, un roz deschis și un roz mai închis. Bine. Din zona Rogerius. Hey. Bine. Deci ați văzut că am pus aici. Ok. Ui, de ce mai am nevoie aici la pensule? Penson, Mihaela? Cum am învățat eu? Ați văzut? Una, două, țac, țac. La unde mi-e și Eduardu? Țac, țac și unde mi-e și Eduardu? Mă, serios. Eu nu văd sau e aici? Imposibil. O, da. Am asistentă, am nevoie de asistentă, deci chiar n-am văzut. Bine, și o să desfac încă o nuanță, nuanța mea preferată, care mi-am spus mai înainte. Nu? Și am deschis trei culori și 81. Așa. Ok. Asta le luăm de aici și închidem, că altfel se usucă. O să iau așa o petală mai mare. Asta puteți să luați cu ac, cu ce doriți voi. Eu, așa cum lucrez cu mănuși, dar fără mănuși să nu faceți așa ceva, pentru că
Știți foarte bine că dacă grăsimea de pe piele se depune, atunci nu mai avem cum să lucrăm. Am pus un recipient. Pun aici un recipient, un pic de cleaner. Che bonito! Oh, hello! Acum să vedeți ce bonito o să fie. Cum vi se pare 3D forming? Ați încercat? Vă place? Pensula de silicon, foarte important. Fără pensulă de silicon nu prea aveți cum să lucrați cu 3D forming. Pun aici un pic. Așa. Și formez petala. Deci, practic, o să avem aceeași efect ca și cu porțelan. Da, Ana Maria îi face 3D form. Și mie. Maxim. Și nuanța asta, fetelor, deoarece eu m-am îndrăgostit. Mă îndrăgostesc repede oricum. Mai ales de produsele. Nu pun unul lângă celălalt, că vreau să pun petale peste petale. Ce lichid e acolo? Lichidul este cleanerul. Cleaner, fetelor. Deci de-aia v-am spus că tehnica în mare este ca și la porțelan, deci trebuie să folosim un lichid, ciao, să zic Gianina, așa. Ciao, Gianina! Trebuie să folosim un lichid, aici cleanerul o să fie. Și înainte să bag în lampă, o să iau pensula Shadow Art, care este o pensulă cu păr natural. Și o să bag vârful, de fapt o să pun din Brushing 81, aici pun o pată, că nu am nevoie de mult gel. Care poate să câștigă. Care găsiți în kitul nostru. Da. Pun numai vârful, un picuț am băgat aici și o să colorez un pic la în mijloc. Și aici frumos pierdut să fie. Trebuie alb să poată pigmenta. Albul? Depinde cât de pigmentat vrei, adică de colorat de tot nu o să poți colora, pentru că nu știu cât de tare se vede acum cum fac, dar ideea este că este puțin lucios până bag în lampă. Când o să bag în lampă, devine mat. Numai dacă colorez cu gel colorat sau cu vopsea acrilică, nu mai are aceeași efect. Și atunci nu se mai... nu o să fie relieful așa, dungile nu o să fie așa, de aceea folosesc și brush and go-ul. Ați văzut că am folosit înainte să bag în lampă la uscat. Dacă pun după, atunci ridurile astea, like și share, amuche, bine, suntem aici. Atunci dacă foloseam după ce am făcut petala și uscam în lampă și reveneam cu un brush and go, atunci ridurile astea nu se mai vedeau așa. Atunci se umplă cu gel. Și colega mi-a dat drumul aici de pe telefon. Live-ul, bine. Bine, bine. Nu vreau să mă aud încă o dată, niciodată nu mă uit oricum la... Ups, ăsta a rămas pe mine. Nu mă uit niciodată. Oana, e gel 3D și cu... Ce îl dați? Cu cleaner? Da, da, cu cleaner. 3D forming. 3D forming, da, să nu cumva să... Aveți grijă, fetelor, dacă faceți comandă, că avem și gel 3D și este 3D forming-ul cu care lucrăm astăzi, este 3D forming-ul. Gel 3D este total diferit. Că după aia vă treziți că nici n-ați comandat ce ați dorit. Bine. Bine, bine. Ce bine arată. Mie îmi lipsește muzica. Mm. Să cântăm. De fapt, da. O să cânt. Ca așa. Și la Marelina îi place, zice wow. Vezi? Super. Nu vedeți acum aici, de ce n-am pus? Am stat să fac aici un pic așa. Că acum o să aplic
Așa. Deci între petale am pus o petală care să vină peste. Și o să dăm forma acum. Eu, deci părerea mea că este bestial gelul ăsta. Culoarea... Cum vi se pare? Super! Da, la toată lumea îi place. La toată lumea. Toată lumea zice că superb, superb. Acum tu ești vocea României. Și la propriu și la figurat. Deci tu trebuie să... Mai aș vrea să inventeze cineva un live unde putem să vorbim cu toate, numai mesaje. Așa, deci shadow art folosesc. Avem și salutări din Paris. Paris! Oh my god! Oh my god! Am fost și în Paris, m-aș duce. Plouă! Bănuiesc că plouă! Vă dau exemplu la foarte multe manicuriste de aici, sunt departe de ceea ce faceți. Mult succes în continuare! Tot din Paris! Tot din Paris! Adică e acela. Mulțumim frumos! Din Paris. Da, avem salutări și din Belgia, și din Scoția. Și așa de concentrată am fost că am ținut degetul acolo și ce s-a întâmplat? S-a întărit. Deci eu, wow, toată lumea ne salută. Da, am adormit. Alina zice că da, plouă în Paris. Da. Pănuiam. Da, deci stai că mai trebuie să pun că aici am fost concentrată, ce zic fetele, și am ținut așa degetul, așa, în fața lămpii. Adică, da, se mai întâmplă, de-aia vă zic, totdeauna mă repet și totdeauna zic la fete că toată lumea greșește, nu există cine nu. De-aia tot timpul vă spun și când veniți la un curs, să întrebați, când aveți ocazia să întrebați, întrebați, oricât de stupid vi se pare întrebarea sau banal. Toată lumea greșește și mie mi se încrețește gelacul sau mi s-a încrețit până mi-am dat seama de ce. Eu zic că toată lumea pățește, că doar dacă nu ți se întâmplă, n-ai de unde învăța, nu? Deci când aveți ocazia să întrebați, întotdeauna întrebați. Asta este ideea, ai ocazia și șansa să întrebi pe gratis, nu? Mai ales la seminare, la live-uri. Mihaela Maftei azi a făcut și o tentativă de trandafir din 3D forming. Tu, nici ăsta nu-i trandafir, eu nu cunosc florile oricum. Eu tot asta zic, când mă întreabă fetele la curs, aia ce floare? Nu știu. Floricica lui Timea. Parabaș. Ce pensulă folosești? Pensula Shadow Art. Vi-l arăt mult că e murdar, că lucrez toată ziua. Eu și asta s-a uscat, bineînțeles. Așa. Deci nu știu ce floricică, am făcut una așa, din suflet. Din inimă au venit. Uitați ce, deci spuneți voi, spuneți-mi, dacă nu v-ați îndrăgostit. Floare de nu mă uita așa, Moni. Și eu așa zic. Să nu mă uitați. Și să nu uitați să dați like și share. Bine? Azi zic floare de mac. De mac. Da. Ar putea să fie. Crăciuniță, nu? Nu? Și mai pun niște dungi, că eu nu pot să mă abțin. Știți că eu când încep, trebuie să mai pun și încă pun. Încă un pic și încă un pic. Ați scos lampa mea din priză. It's ok. Ați scos lampa mea. Nu merge nimic. A murit tot. Da, nu merge. O problemă tehnică. Cu designer, cu designer. Designer. Înapoi, inelul, înapoi. Pun un pic de designer, niște dungi. Pun aici că doar s-a uscat și asta, bineînțeles. Pensul la zero. Și punem
niște dungi subțire. Subțiri. Așa. Aș vrea modelul ăsta, dacă se poate, să vorbesc cu manicurista mea, dacă mă ia. Nu prea cred. N-are timp de mine. Ce ziceți voi, fetelor? Într-o noapte. Așa ploioasă, nu? Așa de bine, seara. La toate lumea îi place. Fetelor, ce ziceți? Ne facem astăzi la unghii. Eu cred că după asta... Vă vine cheful, hm? Uita! Bine, aici, sincer, live e mult mai finuț. Așa, în camera mie mi se pare puțin mai mare. Dar o să facem mâine o poză și o să vedeți cât de finuț e. Foarte, foarte drăguț. Bine? M-am lăudat aici frumos. Nu merge lampa, excuse me. Excuse me. Cred că nu e băgat acolo cablul ăla bine, da. Să nu uităm de like, share. Și Emi și colega mea au rămas cu like și share. Like și share. Like, share și câștigă. Bine. Curățăm pensulele. Da. Bine. Fetelor, întrebări dacă aveți? Dau jos inelul meu de lăuz. Nu știu ce ai zis. Așa mai vreau înainte, să fiu cerută. Dar Delia zice că te facem luni la curs. Oh, bine Delia. Păcat că facem modele luni. Deci luni pictăm. Numai. Aici este modelul. Hai să-l dau jos. Așa. Fata fixul meu s-a lipit aici. Așa. Hai să fac, eu zic că fac totuși rapid încă un model să pun acții bieldu. Că asta merge rapid și să vedeți. Nu mai are folie, cum v-am spus. Hai să fac o bază. Ce culoare doriți? Am zis move-ul ăsta să folosesc. De aici. Numărul 76. Vă voi să cerem acum foarte mult mov. Mie foarte multă lume îmi cere mov, dar nu știu. Care așa dintr-o dată toată lumea. Un mov așa frumos. Un pic de mov. Deci multă lume mi-a cerut movul. Cum o să pun movul? Ce număr am zis că deja nu mai știu. 76. Da. Iau hârtia mea ce nu-ți place ție. 76, un mov foarte frumos. Cred că cine așa nu cunoaște produsele, când zic de 100.000 de ori că e foarte frumos și foarte mult îmi place, crede că știi, face așa că, oh, bine, haideți, cumpărați și voi. Dar cine cunoaște produsele, cred că toată lumea e așa, ca și un copil, oi, ce frumos e nuanța asta. Suntem foarte încântate întotdeauna când apar produse noi și nuanțe noi, chiar dacă... Nu! Da, deci când pică din lampă, asta se întâmplă. Nu se vede, e cu scame. Uitat. N-a picat, nu? Bine, norocul nostru că oricum o să mătuim. Of! Prea departe lampa de mine. Bine. Că trebuie ținut 3 de forming în lampă. Foarte repede. Și dacă trebuie dat top la sfârșit peste floricică. Nu trebuie niciodată, fetelor. Orice model facem în 3D, nu mai dăm cu finish, că doar pierde efectul de 3D în momentul în care acoperi. Trebuie să vă spun, mai de mult, acum vreo 3 ani, am avut niște tipsuri din porțelan. Adică modele din porțelan 3D, foarte frumoase. Și aveam niște tipsuri care nu erau date încă cu luciu. Și am rugat pe fete de la magazin
să le dea cu luciu. Și vreau să zic că și alea de 3D, da, am acoperit. Știi, aveam atunci la magazin, nu la depozit asta, la magazin cine lucra noastră. Ideea este că ea nici nu știa, că doar nu era în domeniu și habar nu avea. Eu am zis că acum mare lucru să dai cu luciu și au găsit și tipsurile astea 3D și le-au dat cu luciu. Da, deci era... Atunci am fost nervoasă, acum am râd bine. Bine. Deci am mătuit, deci oricum trebuia să mătuim, deci nu s-a întâmplat nimic. Și aici am modelul. Deci am tăiat. Stați că e aici. De aici am tăiat. Hai că tăia altă formă. Totuși, m-am răzgândit acum. Alexandra ne mai zice că ea când își cumpără o culoare sau un produs nou, se simte ca un copil și mereu așteaptă produse noi, ca pe niște jucării. Și eu. Și întotdeauna, când văd... Eu tot timpul... nu mai știu să vorbesc. Deci, tot timpul întreb pe fete când apare ceva noutate și când vine și când o să primim la magazin. Și toată lumea, Timi, o să apare, mai ai răbdare. Și eu, nu mai am răbdare. Nu știu care parte să-l tai să fie mai drăguț. Bine, hai că tai de aici. Așa, fac un triunghi. Deci ați văzut că am scos doar din folia asta, deci din punguța, și nu mai are folia aceea. Deci cine a folosit până acum știe că avea mai de mult. Să-l aplicăm aici. Deci bag în apă, că este pe bază de apă. Apă. Și acum să dau lângă. Pe lângă să dau... Și nu. Ok, am pus un pic de apă. Băgăm apă. Așa, ținem acolo câteva secunde. Opa! Părăm tot. Așa. Nu uitam de like and share. Deci, Emil, că zici că ia o să câștige, așa drăguță ești. O să dai like și share? Da. Dar pentru cadou? Da. Pentru tine. Pentru și mine. Și să spunele fetelor și când e extragerea și... Da, chiar, atunci hai să spune. Da, extragerea o să fie luni și o să câștigă un kit Brush & Go și o agendă la alegere. Dacă dă like and share la live-ul nostru. Deci, punem aici în mijloc. Fix nu aia am pus în apă ce am ales mai devreme. Deci, uitați. Asta nu știu de unde. Nu știu de unde a venit, dar bucățica mea este aici. Ok. Bine. Hai că mergem mai departe. Te iubim. Da, mulțumesc. E vineri seara, sunt obosită. Da, și nu știu de unde au apărut aici. Mi-e că așa râde fetelor. Oi, dacă ați fi aici, o să iau șervețel și o să... Nu ai fi tu, Timi. Da, dar nu așa ne distrăm. Cum, serios, cât de sec ar fi să stau aici și... Fetelor, am tăiat bucata asta, punem asta. Nu, am tăiat o bucată, am găsit altul între timp și am lipit. Așa am lipit aia. Nu. Uitați ce frumos e, nici nu se putea. Și acum o să aplic topul peste. Deci ați văzut că rămâne totul pe folia, acest folia. Ce frumos o sună. Pe folie rămâne, deci nu e ca și alealte care doar forma este, deci este pe o... Modelul este pe folie transparentă, de aceea o să sigilăm aici un pic, pe margini, și o să pilesc când am terminat marginea aceea.
O să aplic două straturi, că mai fac niște dungi rapid acolo. Cum vi se pare? Mie, sincer, ăsta auriu îmi place și mai mult. Că asta putem să punem unde sunt tipsurile. Eu nu iei de aici. Stai să iau eu. Nu, îl iau. Deci, așa. Vedeți? Deci, facem, aplicăm autocolantul și după aceea putem să punem un model deasupra cu designer. Modelele astea cu linii subțire eu întotdeauna aplic, unde să vin, face aici se. Aplic cu pensula 0 și folosesc designer. Designerul este foarte pigmentat, rămâne cu suprafață lucioasă. Cum vi se pare culoarea? Și aștept răspunsul. Și culorile, designerile, aici, deci Disney designer. O să vedeți, vă promit că o să fac un model și o să ziceți, wow, chiar că se pot folosi. Că toată lumea când a văzut nuanțe, așa, neon, pe sezonul ăsta, da, o să vedeți ce fain e. Bine, nu țin foarte mult că o să fac acum un model. Eu și n-am aici designerul azi. Bine. Nu, nu, că n-am pus aici. O să pun din... Nu mai duci din spate un designer. Ai acolo. Maria zice că e faină, adică gelul designer, perfectă pentru vremea asta. Da. Stați până atunci, lusuc un pic, că n-am pregătit aici designerul alb, că nu a fost așa chiar în plan totul. Tot am zis că arăt din fiecare puțin, numai dacă am avea timp, ar fi și mai bine. Ca să stăm aici toată... Și ar trebui să facem așa o noapte de unghi. Nu, ce tare ar fi. O noapte de unghi? Adică o noapte. O noapte, nu de unghi. Bine, o sunat foarte ciudat în capul meu deja. Altfel. O fost? Deci o noapte în care stăm așa live și vorbim despre unghi și facem unghi. O noapte. No, nu, noaptea. Așa, știi, să încep de la, ce știu, 9, 10, când toată lumea ajunge acasă, e obosită și... Hai ce să fac? Hai că, hai că mă uit la un live. Pilesc. Hai, ce am mai aproape? În ce? Black Friday, când toată lumea tează pentru cumpărături. Așa, ți-o zic? Găsim. Așa. Vocea mea română e Diana. Și poți să faci ceva cu unghiile alea? Da, pot să fac ceva. Monica zice că noi avem timp. Și eu am, n-am ce să fac, sincer. Pe vremea asta, ce poți să faci? Unghii. Nu am nevoie de manicură, uitați cum arăt. Diseară, acum diseară mă fac. Mariana, care a fost întrebarea ta? Că nu apare. No, dar... Mai scrie neodată, da. Și răspunde. Te rog frumos, Carmen zice că petrecere în pijama. Unde e designerul? Aici. Petrecere. Ar trebui să facem așa un party, nail party. De ce nu? Acum, serios, când suntem mai multe, cred că atunci chiar vrei să îți faci unghiile, dar așa de una singură, tristuță la salon, sigur nu o să stai seara. Am uitat de niște noutăți, dar vi le arăt până bag înapoi în lampă. Deci, cum am spus, designer alb, o să folosesc și pensula 0. Între timp, dacă vine întrebarea la care nu am răspuns... Nu, ți-o, Diana, nu te mișca. Se mișcă totul aici. Cum tragem liniile astea? Nici nu respirăm. De-aia, dacă ați observat, când trag linia, eu tot timpul tac. Mai rar. Mai rar, dar tac și eu. Ok. Deci am făcut așa. Acum, ce puteți să mai faceți? Putem să trecem așa peste model cu designer, dar așa trecem peste, că rămâne
conturul de la argintiu. Eu zic că arată foarte bine. Și e așa finuț. Nu pot să vorbesc. Așa. O să facem o poză și o să vedeți cât de bine arată. Aici după imaginație, că imaginație avem, nu? Bogată. Așa. Vedeți cât de pot să trag linii foarte subțire, chiar subțire, subțire. Sunt întrebări? Nu, încă nu. Cine ne-a întrebat și nu mi-am răspuns? E aici o întrebare. Nu, din nou. Întrebare. Nu știu, stați că tot întorc. Facem de pe partea asta. De-aia nu explic că nu pot să trag linia așa. Aș vrea să știu și eu de ce nu se cojește gelul de pe unghie și de ce nu se usucă pentru a se lipi. Tu stai să citesc eu. Aș vrea să știu și eu de ce nu se cojește gelul de pe unghie și de ce nu se usucă pentru a se lipi. De ce se cojește? Ceva. Aș vrea să știu și eu de ce se decojește, de ce se cojește, da, de ce? Nu știu, nu înțeleg întrebarea. Adică nu știu, nu pot să pun. Imediat o să mă uit, eu să citesc întrebările, că probabil era vorba despre ceva și atunci m-ai întrebat. Nu știu despre ce gel vorbim. De ce se cojește? Adică dacă vorbești de designer, atunci poate fi lampa de vină. Eu bănuiesc cam ce te interesează sau ce vrei să întreb. Dacă e legat de designer, atunci este problema lampa. Dacă lampa nu este LED sau să fie tuburi noi, atunci se mai întâmplă că doar deasupra se usucă. Deci modelul chiar de tot nu se usucă, doar deasupra puțin. Și atunci când pleacă clienta și face orice, pușcă deasupra partea uscată și se mânjește. Dacă este vorba de designer. Designerul este mai pigmentat și trebuie să-l țineți puțin mai mult în lampă. De ce? Mof? Sub ochi? Ești nu mai contează. Ești okay. După noapte? După noapte. Ah, și de nou, astea n-am vorbit. N-am vorbit și voi nu ziceți nimic. Folie de gheață, Vivid, nuanțe noi și toți toțurile vă plac. Bling, bling. Ne pregătim de Revelion. Paietuțe. Poți să iei. Și aici este modelul. Cum a designerul în LED, puteți să lăsați un minut jumate. În lampă UV3. Deci dacă e simplu UV3 linii și pe spooky, hai să aducem. Nu de spooky. Oh, așa sunteți. Uitați că vine Halloween-ul. Asta e discriminare. Punctul pe i. Am pus punctul pe i. Și aici e unicornul. E așa mai pe celălalt i. Pe celălalt i. Uite. Și aici punem tot ce e mai important. Și asta, asta și e cel mai important. Asta, cred că asta vi s-a părut cel mai. Ok. Deci așa arată. Aici e piatra și din lateral. Opa, stați, dacă reușesc să-l iau. Așa. Se vede, vedeți cât? Așa, se vede că este în relief piatra. Și aici e modelul. Hai să pun și asta aici, totuși să-i mai arătăm încă o dată.
noutățile noastre. Chetaiu, ce ați văzut în poze. Aici. Mai aproape. Chetaiu Silver. La colega mea Diana. Și, și pe ea o cunoașteți. Dacă ați fost la tabără, cine a fost cu noi? Tabără, Brill Tour, da. Și pe Emiu, că de la Brill Tour. Da, deci cam astea sunt noutățile în mare. Acum mai sunt niște noutăți pe care așteptăm, dar puteți să intrați tot așa pe site sau pe pagina de Facebook. O să mai vin cu un live. Sau mai vin cu un live. Ce ziceți? Mai facem un live? Asta nu e o întrebare. Da, bine, dar vreau să aud. Încurajare aștept. Cristina, te pupă și pe tine, Diana. Unghiile mele crescute, bam, bam, bam. De asta am pus mănușcă. Surte. Luni sunt la magazin. Așa! Vă așteptăm și la magazin și de pe site să faceți comenzi. Dacă aveți întrebări, puteți să-mi scrieți și mie și la colegele mele. O să încep și eu să mai intru pe... Nu m-am mai arătat că m-am mânjit. Ce? Nu, nu, ești ok. Aștept? M-am făcut tot cu mof sub ochi. Nu știu cum am reușit. Tabără! Tabără! Anul viitor o să aflați și despre tabără. Noi, atâta pot să vă spun, că plănuim ceva foarte mare. Și ceva super nou. Deci și până acum ne-am distrat. Am eu că numai ca să fie mai liniștită. Nu uitați de like și share. Nu uitați să ne dați un like și share. Foarte important să ce dați la live. Nu doar după ce am dat noi share. Că se mai întâmplă că dați share doar la ce a share-uit deja cineva. Deci ideea este, trebuie să intrați pe Brill Burnea System. De acolo trebuie să dați share direct la live-ul pe care apare. O să vedeți cine nu a fost alături de noi. Puteți să vedeți, puteți să vă uitați încă o dată la live. Vă spun, dacă aveți întrebări, puteți să-mi scrieți liniștite și o să vă răspund. Și acum, în seara asta, o să mă duc și o să citesc întrebările ce încerc să răspund. Dacă nu, colega mea mâine 100% o să lucreze cu mine cot la cot. Eu aș vrea totuși și după ce încheiem acum live-ul să mai lăsați un coment care vi s-a părut produsul care ați așteptat de mult, care vi s-a părut că e mai fain, de care sunteți mai încântate, chiar... și n-am vorbit nici despre... Nu, da, matriță. Ce ziceți? Și unde e celălalt? Mai este un... Aici este. Am băgat deja acolo el. Ce ziceți? Nail art. Nail artist on board. Eu asta am ales. Acum mă duc, numai că plouă. O să ștergem. Fetelor, acum asta, ștergem mașina frumos și aplicăm. Trebuie să știe toată lumea, Brill Bird. Deci asta se poate comanda, așa? Da. Deja sunt valabile. Unicorn. Da, unicorn, i-a plăcut. E drăguț, e aici. Bine, fetelor, eu mă bucur că ați fost alături de noi și în seara aceasta. O să revenim cu un live când apar și restul. Nu sunt foarte multe, sunt de folos totuși și alea. O să vedeți, o să facem live-ul și v-am spus, dacă aveți întrebări să ne scrieți, să intrați pe site pentru cursuri, dacă vreți să aflați mai multe detalii. Pe fetele care s-au uitat și sunt de la Oradea, vă aștept la curs luni, ne vedem luni, cu restul ne auzim, ne vedem, o seară plăcută și un weekend plăcut să aveți ocupat. Pa! 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 Pa!